Andra Moldoveanu vă prezintă jurnalul Agro TV. Bine v-am regăsit! Vestea că în iunie va fi lansat un program de 3,2 miliarde de euro îi bucură pe fermieri. Patru sectoare din agricultură vor beneficia de finanțări. Politica agricolă comună 2021-2027 va începe efectiv din 2023. Până atunci însă, avem 2 ani de tranziție pentru care s-au alocat 6,2 miliarde de euro. 3 miliarde sunt plățile directe pe suprafață sau pe număr de animale și 3,2 miliarde sprijin pentru investiții în activități agricole, a declarat ministrul agriculturii Adrian Oros. De asemenea, sunt avute în vedere în special aspectele care reprezintă priorități pentru agricultura românească. În acest sens, oficialul a menționat fărâmițarea proprietăților, creșterea asocierii economice între micii producători, creșterea puterilor de negociere, dezvoltarea piețelor locale și promovarea produselor tradiționale, managementul situațiilor de risc, precum și prevenirea îmbătrânirii fermierilor. Săptămâna aceasta au loc dezbaterile pentru fiecare măsură în fiecare județ, astfel încât fermierii să fie informați din timp, a declarat în context ministrul Oros. Pentru a înțelege mai bine fenomenul și intențiile oficialilor, ni se alătură în jurnal comentatorul Agro TV, Cătălin Lența. Cătălin, bine ai venit! Dincolo de declarațiile oficiale ale ministrului, cum traducem anunțurile? Ce ar trebui să înțeleagă mai exact fermierii din ceea ce spune Adrian Oros? Bună seara, Andra, bună seara tuturor. E foarte simplu, e un mesaj de fapt din partea Comisiei Europene. Nu sunteți singuri, știu că v-a fost greu în anul care a trecut, nu prea mai sunt bani, de aceea Uniunea Europeană, cea care a întârziat de altfel întocmirea noii politici agricole comune, e dispusă să dea niște sume în această perioadă de tranziție. Nu e așa? Pentru că, după cum spuneați și voi, din 2023 de-abia intrăm într-un program normal. Deci banii vor fi cheltuiți după regulile de până acum, bani noi pe reguli vechi, 3,2 miliarde începând cu luna viitoare probabil, după ce lucrurile vor fi puse la punct, adică după o consultare populară, că asta se întâmplă acum, după corecții și abia apoi AFIR-ul va veni cu ghidurile respective în așa fel încât fermierii să poată să folosească și în această perioadă în care nu avem o nouă politică agricolă comună banii europeni. Asta pe lângă sumele proprii și pe lângă banii pe care îi dă Ministerul Agriculturii de la bugetul central. Bun, Cătălin, dar care sunt mai exact domeniile spre care vor fi îndreptate sumele acestea despre care vorbim și care e procedura legală pentru ca fermierii să intre în posesia acestor sume? Am reținut, Andra, din ce spunea ministrul Oros în recenta conferință de presă, că banii vor merge cu prioritate către micii fermieri și către tinerii fermieri. Iată două domenii, știm, extrem de în suferință, să spunem așa, în agricultura românească. Deocamdată, ca să ne lămurim, n-avem decât să accesăm pagina de internet a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Acolo sunt în dezbatere publică aceste ghiduri, deocamdată provizorii, nu-i așa, pentru mai multe submăsuri și măsuri. Și haideți să le amintim foarte scurt: sprijin pentru investiții în procesarea sau marketingul produselor, înființarea grupurilor de producători agricoli și 16.4 și 16.4.a, sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol. În ceea ce privește domeniul agricol mare, mai ales, nu ne facem probleme. În ceea ce privește pomicultura, dacă guvernul vrea mai multă cooperare aici, poate că ar trebui să se gândească la celebrul program, cum era odată laptele și cornul. Acel program Fructe în școli, și s-a ajuns în situația nefericită în care școlarii din România primeau mere aduse din Polonia. Ei bine, livezi avem, oamenii și-au mai refăcut livezile, au investit, au soiuri productive, așa că, sincer, dacă guvernul vrea ca acest program să aibă succes, iar fermierii să-și întărească lanțul scurt de aprovizionare și vânzare, n-au decât să-i convingă pe cei din inspectoratele școlare să cumpere mere românești pentru elevi. Sectorul creșterii porcinelor a fost grav afectat în ultimii ani de evoluția pestei porcine africane. Practic, țara noastră a ajuns la contraperformanța de a avea o mare parte din totalul focarelor de peste porcine din lume. În acest context, numărul de porci din ferme s-a redus drastic, iar sectorul suinelor pare într-un colaps total. Dar haideți să vedem ce arată cifrele. La data de 1 decembrie 2020, România avea 3,7 milioane de porcine, arată datele INSE. Deja, scăderea era de peste 2%
față de anul anterior. Însă, criza din sector se vede cel mai bine dacă ne uităm la cifrele din anul 2006. Ei bine, în urmă cu 15 ani, România avea aproape dublul efectivului actual de porcine. În acest context, țara noastră se situează pe locul 9 în Uniunea Europeană la numărul de porcine, după țări precum Spania, Germania, Franța și Polonia. În ceea ce privește densitatea la 100 de hectare de teren, țara noastră s-a aflat pe locul 18. După ce am văzut cifrele negative din sectorul suinelor, trebuie să vă spun că nici cel al bovinelor nu o duce prea bine. Efectivul de bovine de pe teritoriul României este în scădere față de anul trecut, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică. De altfel, trendul descendent în acest sector a început încă din 2006, iar țara noastră nu a mai reușit în ultimii 15 ani să-și refacă efectivul. La data de 1 decembrie 2020, numărul total de bovine a scăzut cu 0,6% față de aceeași perioadă a anului anterior. Este vorba despre un total de aproape 2 milioane de capete. Și de această dată, INSA a făcut o paralelă cu anul 2006. De atunci, efectivele au scăzut continuu până în 2011, iar până în prezent s-au menținut la un nivel relativ constant. Astfel, România se află pe locul 9 în Uniunea Europeană la numărul de bovine, după țări precum Franța, Germania și Spania. În ceea ce privește densitatea, România are în momentul de față 15 capete pe 100 de hectare de teren, fiind pe locul 20 dintre cele 22 de țări prezentate în datele INS. Situația sectorului zootehnic din România rămâne în atenția AgroTV, în condițiile în care datele oficiale publicate recent de Institutul Național de Statistică arată o scădere a efectivului de suine și bovine în ultimii ani, după cum tocmai v-am informat. În Agricultura la Raport, de la ora 20, Ovidiu Ghina, împreună cu invitații săi, vor analiza această stare dramatică. Până atunci, să-l ascultăm pe realizatorul ediției. Ovidiu, bine te-am găsit, te rog! Bine te-am găsit, Andra. E bine, vom discuta și despre suine și despre bovine, dar în mod deosebit despre ovine, pentru că îi am ca și invitați pe președintele Romovis, domnul Nicolae Cioranu, și directorul general al ANZ, domnul Bela Vaida. Vom vorbi despre registrele genealogice, despre cărțile de rasă, așadar cred că e o dezbatere extrem de interesantă, în mod deosebit, pentru crescătorii de animale. De la ora 21 nu trebuie să ratați întâlnirea cu directorul general al APIA, domnul Adrian Pintea. Astăzi este ultima zi în care fermierii pot depune cererile de plată. O să vedem care este situația și când vor intra primii bani în conturile fermierilor români. Atacurile la adresa ministrului Agriculturii, Adrian Oros, se întețesc în ultima vreme. Din ce în ce mai mulți fermieri își exprimă dezamăgirea față de conducerea MEADR, mai ales în contextul în care nu și-au primit despăgubirile promise pentru culturile de primăvară afectate de secetă. Acum pare în pericol și proiectul privind reabilitarea infrastructurii de irigații. În emisiunea Agricultura la Raport, realizatorul Ovidiu Ghina a stat de vorbă cu fermieri importanți care au cerut demisia oficialului. Există o majoritate acum în Parlament, există un guvern. Chiar aceste partide care guvernează acum, chiar nu au găsit un alt om în fruntea Ministerului Agriculturii care să facă ceva acolo, care să aibă habar de agricultură. Dacă nu are habar, nu știe, să informeze de la oamenii care știu. Da, trebuie să-și asume și criticile. Sperăm că va auzi cineva și va înțelege că va trebui acest... Domn, acest ministru va trebui să plece în fruntea ministerului. Nu am nimic cu omul, da, Oros. Dar ca și ministru, nimeni nu s-a născut învățat. Dar haideți să reparăm greșelile. Haideți să reparăm cu oameni care știu. Spuneam mai devreme de experiență. Păi dacă habar nu au cei care lucrează la astfel de proiecte. E a patra oară când refuz niște întâlniri profesionale în care este prezent și el. Agricover vine în susținerea fermierilor cu peste 60 de produse și pachete de produse destinate utilizării în cultura mare, foarte utile în perioada următoare. Produsele și soluțiile tehnologice sunt acum la îndemâna fermierilor. În primăvara anului 2021, Agricover vine în întâmpinarea nevoilor fermierilor cu o gamă completă de produse fitosanitare pentru combaterea bolilor din culturile de cereale.
Un produs de bază este produsul VIP Super, un produs pe bază de tebuconazol, un produs cunoscut fermierilor din România, recomandat pentru combaterea bolilor foliare și ale spicului. Un alt produs este produsul Mondatac, un produs pe bază de procloraz, de asemenea recomandat pentru tratamentul bolilor foliare și pentru tratamentul bolilor spicului. Un alt produs pe care Agricover îl distribuie este produsul Twist Plus, un produs al companiei Bayer, un produs cu două substanțe active, tebuconazol și trifloxistrobin, un produs care este omologat pentru combaterea bolilor foliare și pentru combaterea bolilor spicului, inclusiv a fuzariozei. Agricover are o echipă de peste 100 de persoane, echipă tehnică, echipă comercială, care vă stau la dispoziție pentru a vă vizita fermele și pentru a vă recomanda soluția cea mai potrivită nevoilor din ferma dumneavoastră. Continuăm știrile Agro TV cu o ciudățenie. Cireșele de mai au devenit anul acesta cireșe de iunie. Asta pentru că vremea nu a fost prielnică fructelor timpurii. Proprietarii livezilor spun că decalajul mare al temperaturilor din timpul zilei față de cele de pe timpul nopții, dar și diminețile cu brumă înregistrate chiar și în luna mai, au întârziat coacerea cireșelor. În plus, pomicultorii spun că legea nu le mai permite să-și ajute livezile dând foc resturilor vegetale, iar asta este o mare problemă pentru că nu își pot permite să achiziționeze sisteme de încălzire performante. Pe dealul Sofiei din comuna Buzoiană Topliceni, cireșele de mai sunt abia la faza de dezvoltare, deși la acest moment fructele ar fi trebuit să fie aproape coapte. Într-un an normal, la data la care ne aflăm, cireșele ar fi trebuit să fie spre faza de precoacere. Dar acum, datorită vremii, sunt încă la faza de dezvoltare. Ele sunt destul de dezvoltate, să spunem, dar ar fi trebuit acum să fie albicioase. Cu alte cuvinte, coacerea cireșelor de mai este întârziată cu câteva săptămâni, ceea ce înseamnă că primele fructe din acest an vor ajunge pe tarabe abia la începutul lunii iunie. Întârzierea este pusă de proprietarii livezilor pe seama temperaturilor scăzute din această primăvară. Anul acesta vom avea cireșe de mai în iunie. Da, este un an atipic. S-a mai întâmplat lucrul ăsta, eram eu copil, copilandru. Undeva prin 98 am avut zăpadă pe data de 1 mai, zăpadă de 20 de centimetri. Dar atunci, diferența era atunci și acum, atunci erau cireșele deja formate, să spunem așa, ca și acum. Acum sunt în stadiul în care sunt datorită discrepanțelor acestea termice, noapte-zi și alternanța zile calde-zile reci. Dacă în ziua de Paște, a doua și a treia zi, am avut 30 de grade, 31 de grade, iată că la un interval de 7 zile am avut, pe aici pe acolo, am avut brumă. Pentru a-și ajuta fructele în aceste nopți geroase, pomicultorul a făcut tot ce a putut și recunoaște că a fost nevoit chiar să dea foc unor resturi vegetale, deși, spune domnia sa, legea nu permite acest lucru. Livada din dealul Sofiei asigură fructe ecologice, iar suprafața cultivată cu cireși de mai măsoară aproape un hectar. Un soi de usturoi cultivat în urmă cu 200 de ani, dar uitat de legumicultorii locali, a fost readus la viață și chiar omologat anul acesta de Stațiunea de Cercetare Legumicolă Buzău. Usturoiul, care are o aromă și un gust deosebit, are și un nume pe măsură. Este vorba despre soiul Benone, așa cum l-au botezat cercetătorul Costel Vânătoru, prieten al marelui interpret de muzică populară. Întreaga poveste a usturoiului Benone a început în urmă cu 5 ani, când Valentin Jecu, unul dintre cei mai mari cultivatori de usturoi din județ, a apelat la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare în Legumicultură din Buzău. Cercetătorii de aici au reușit să preia soiurile locale pe cale de dispariție și să dezvolte altele noi. În acest an am cultivat suprafața de 15 hectare de usturoi, mai puțin ca anul trecut. Anul trecut am fost afectați de secetă, iar proprietățile acestui usturoi sunt unice, și anume Dulcea, Acrișor, Iute, ceea ce nu veți găsi la niciun soi de usturoi care se găsește la momentul ăsta în România. Este un soi de usturoi care provine dintr-o populație locală
de aici din zonă. Proveniența nu se știe, dar împreună cu stațiunea de cercetare legumicolă de la Buzău i-am adus îmbunătățiri, urmând, anul acesta a fost înscris și în catalogul ISIS sub denumirea de soiul de usturoi Benone. Această denumire a venit în urma propunerii domnilor de la stațiunea de cercetare legumicolă de la Buzău. De altfel, între cercetătorii buzoieni și neabeni există o relație de prietenie strânsă, astfel că a fost doar un pas până când, împreună cu producătorul local, s-a decis ca leguma să poarte numele Benone. Numele de Benone pentru că, vorbind de buzoianul nostru cunoscut în toată lumea, Benone Sinulescu, o mândrie a noastră a buzoienilor și totodată un iubitor de horticultură și de legumicultură, și nu ascund că avem o prietenie sinceră, veche, și datorită acestui lucru am hotărât să punem numele soiului Benone, pentru că iubește mult legumicultura și prietenia noastră este curată, sinceră, de mulți ani de zile. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a lansat în consultare publică primele ghiduri ale solicitantului pentru fonduri europene în perioada de tranziție 2021-2022. Printre ghidurile lansate se află și cel pentru submăsura 4.2, sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole. Fermierii care sunt interesați să acceseze această submăsură au la dispoziție un buget total de 140 de milioane de euro, iar valoarea maximă a finanțării unui proiect nu poate depăși 1,5 milioane de euro. Prin intermediul submăsurii 4.2 va fi finanțat 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM și 40% pentru alte întreprinderi definite conform legislației naționale. Informații de mare interes legate de această finanțare vitală pentru viitorul agriculturii le găsiți într-un articol bine documentat publicat pe site-ul nostru agro-tv.ro. De precizat că tot aici sunt și alte știri interesante legate de starea actuală în care se află industria agricolă. 200 de milioane de euro vor fi investite în construirea unor platforme pentru deșeurile din ferme și ecarisaj, precum și alte tipuri de deșeuri. Banii provin din fondul Programului Național de Dezvoltare Locală. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Tanțuș Barna. În context, oficialul a declarat că s-au purtat discuții inclusiv pe baza unei planșe, care ar trebui să indice unde se vor construi aceste platforme, astfel încât deșeurile rezultate din construcții, deșeurile voluminoase, precum mobile, textile, cauciucuri, electrocasnice, și deșeurile din ferme să fie depozitate în mod corespunzător. În prezent, astfel de locuri sunt aproape inexistente în România. Oficialul de la mediu a mai adăugat că prin intermediul acestor platforme se vor oferi alternative cetățenilor care nu au unde să depoziteze deșeurile provenite de la construcții sau alte deșeuri din gospodării. Mai departe, reciclatorii, cei care sunt specializați pe anumite categorii de deșeuri, le vor prelua și procesa în mod corespunzător. Anunțul lui Barna privind noua formă de finanțare vine la doar 2 luni de la anunțul potrivit căruia noul cod de bune practici agricole vine cu reglementări adiționale pentru fermierii români, în special în privința gestionării gunoiului de grajd. Primăria Comunei Prundul Bârgăului a fost amendată cu 15.000 de lei de către comisarii Gărzii de Mediu Bistrița Năsăud pentru decizia de a arunca pământ peste un depozit ilegal de deșeuri, încercând să mascheze existența acestuia. Recent și alte două primării din zonă au fost amendate și pentru depozitarea ilegală a deșeurilor. Depozitul ilegal de deșeuri a fost descoperit în urmă cu câteva zile de un tânăr care a declanșat o campanie de ecologizare la nivelul municipiului Bistrița, pe care ulterior a extins-o la nivel județean. Acesta a cerut primăriei din Prundul Bârgăului să dezafecteze depozitul ilegal, dar în urma unei vizite în teren a descoperit că peste gunoaie fusese aruncat pământ. Recent, comisarii Gărzii de Mediu Bistrița Năsăud au efectuat un control și au aplicat o amendă de 15.000 de lei primăriei. În cursul săptămânii trecute, alte două primării au fost amendate de Garda de Mediu pentru depozitele ilegale de deșeuri, Dumitrița cu 15.000 de lei și Monor cu 5.000 de lei, iar acțiunile de verificare a localităților vor continua și în perioada următoare. Pe segmentul de biostimulatori, Agricover comercializează o gamă largă de produse pe bază de aminoacizi. Această gamă de produse Agricover acoperă un portofoliu complet necesar segmentului de fertilizare și biostimulare a culturilor. Pe segmentul de biostimulatori, Agricover a dezvoltat o gamă de produse pe bază de aminoacizi.
avem produse cum ar fi Aminoprim, un produs cu 15% aminoacizi liberi, produsul Amino 40, un produs pe bază de aminoacizi de origine vegetală în proporție de 40% aminoacizi liberi, produsul Amino Start, un produs care conține aminoacizi liberi de origine vegetală, polizaharide, fosfor, potasiu, microelemente, un produs care conține atât aminoacizi cât și zinc, produsul Amino Zinc, un produs care conține atât aminoacizi cât și bor, produsul Amino Bor. O altă gamă de biostimulatori este constituită de biostimulatorii pe bază de microelemente. Astfel, avem un produs foarte important dezvoltat în ultimii ani în România, produsul Titanit, un biostimulator deosebit pe bază de titanium, produs recomandat a se aplica în special în perioada de polenizare și de fructificare a culturilor. Un produs pe bază de siliciu, produsul OptiSil, un produs care sporește rezistența plantelor în a se apăra de agenții patogeni. Această gamă de produse este completată de încă doi biostimulatori, produsul Mix Complex și produsul Brotostim. Acești doi ultimi biostimulatori conțin microelemente în diferite procente, cupru, bor, mangan, magneziu și au rolul de a completa necesarul de microelemente din plantă, fiind recomandați în același timp și producătorilor de culturi biologice. Această gamă de produse ale AgriCover ne asigură un portofoliu complet pe segmentul de fertilizare și de biostimulare a culturilor. AgriCover vă stă la dispoziție cu o echipă tehnică și comercială de peste 100 de persoane, oameni care se află în teren la dispoziția dumneavoastră, oameni care vă vor vizita fermele, vă vor identifica problemele și vă pot face cele mai potrivite recomandări adaptate tehnologiei și nevoilor dumneavoastră. Urmează câteva minute dedicate promovării unor jucători din industria agro, după care continuăm jurnalul cu alte subiecte de interes pentru dumneavoastră, toți cei care ați ales să trăiți din munca pământului. Rămâneți cu noi!